procent nesperat de mare, indiferent cu cine au votat, dar am convingerea că Klaus Iohannis în vigor a luat un procent important. Aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, presei, pe care v-am simțit alături în momente delicate, în momente dificile, când se împrăștiau tot felul de minciuni și lucruri deosebit de murdare, care nu mi le-aș putut închipui că să mai pot practica în politică. După 20 de ani de la Revoluție, iată că a fost o campanie electorală mai urâtă decât pe vremea lui Ion Iliescu. Ceea ce s-a întâmplat în această campanie, cred că e bine să uităm cât mai repede. Și să nu discutăm prea multe. Deși în perioada următoare, poate că vom mai avea o discuție cu presa. S-a făcut presiuni extraordinar de mari asupra populației, asupra românilor și a celor de etnie maghiară, care nu s-au lăsat intimidați, au mers la vot și au votat așa cum le-a dictat conștiința. Iată că totuși românii sunt suficient de inteligenți ca să aleagă un alt drum, o altă cale, să-și aleagă un nou început, un nou viitor pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru noi toți. Astăzi, românii au dat dovadă de multă inteligență. Sigur că bucuria noastră este mare. Sperăm că de aici încolo altfel se va face politică în România. Românii vor face un alt fel de politică. Eu le mulțumesc colegilor mei pentru implicarea de care au dat dovadă, pentru munca deosebită care au dus-o în condiții extrem de grele. Au fost momente neplăcute, amenințări, agresări și alte lucruri care, repet, le vom discuta probabil în zilele următoare. Dar eu cred încă ceva, că cei care au practicat această politică murdară și mizerabilă, le va fi rușine să mai stea chiar și în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc, Dumnezeu să ne ajute!